Legenda greierului. Pe vremea lui Alexandru împărat, trăia un fecior frumos și harnic, de n-avea pereche, dar poznaș, de-i mersese vestea și povestea peste toate țările. Fetele de împărat se țineau fiecare că numai al ei trebuie să fie, iar când îl auzeai cântând, te făcea de-ți stătea mintea în loc, așa glas mândru și plăcut avea. Toată lumea îl plăcea, numai Alexandru împărat nu-l putea vedea în ochi, atât de urât era. Căci cum, Doamne, nu l-avea urât când el era împăratul cel mai mare și mai vestit din lume și tot nu era băgat în seamă nici pe departe de fetele celorlalți împărați. Din pricina aceasta s-a și început apoi o ură între ei, de nici soarele care pe atunci umbla pe pământ nu i-a putut împăca. Alexandru împărat s-ar fi împăcat bucuros cu feciorul, pe lângă voiala ca el nici când să nu meargă în povești la alasa sa. Feciorul își bătea joc de învoiala lui Alexandru împărat și, în ciuda lui, tot mai des se ducea la ea și cânta câte numai el le știa. Soarele, văzând batjocura ce o făcea feciorul, l-a luat odată la fugă și l-a alungat așa de mult că din alb și frumos cum era s-a făcut negru ca și cărbunele și din mare și voinic ce era s-a făcut numai cât o lună, ascunzându-se la o femeie săracă sub vatra focului, de unde strigând femeii griji, 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 ca să nu mă găsească soarele, s-a prefăcut în greieraș. Soarele, auzindu-l, i-a zis: no, tot acolo să șezi și flămând și însetat ziua și noaptea să tot strigi, numai tot griji, 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 griji. Fetele cele frumoase, auzând cele întâmplate, s-au supărat rău și, prefăcându-se și ele în furnici, i-au cărat de mâncare bietului greieraș și cară încă și în ziua de azi, ca să nu moară de foame.